Trăim o vreme în care familia se confruntă cu multe probleme. Nu contează uh, dacă familia e constituită de puțini ani sau de mulți ani. Problemele vin. Sunt probleme în relația soț soție sunt probleme în relația părinți-copii, sunt probleme de multe feluri. Prezența Domnului Iisus Hristos în familie este nădejdea rezolvării acelor probleme. Acum, când vin problemele, prima reacție este să încercăm să le rezolvăm noi. Și unele le putem rezolva noi. O altă reacție care avem este când nu putem rezolva noi să căutăm o soluție. Și atunci ne gândim la prieteni, oameni mai cu experiență sau oameni care pe anumite segmente unde problemele noastre se regăsesc să vină să ne dea o mână de ajutor. Ei vin și unele chiar le pot rezolva. Dumnezeu îi le dă înțelepciunea, capacitatea să le rezolve. Dar sunt unele probleme pe care nu le putem rezolva nici noi, nici prietenii noștri, apropiații noștri, ci o singură persoană. Și acela este Domnul Isus Hristos. Acum, când vorbim despre prezența Domnului Isus Hristos în familie, putem să asociem lucrul acesta și cu altarul familiei. Mulți dintre noi am crescut în familii în care părinții ne-au învățat ce înseamnă altarul familiei. Ce înseamnă părtășia cu Dumnezeu nu doar la biserică, citirea Bibliei nu doar la biserică, rugăciune nu doar la biserică, cântarea nu doar la biserică, ce încă din familie să avem părtășie cu Dumnezeu. Pentru că noi avem nevoie de Dumnezeu nu doar la biserică, ci avem nevoie de Dumnezeu și în familiile noastre.